De 1 iunie, copiii din comuna Obârșa de Câmp au fost sărbătoriți așa cum se cuvine. Ca de fiecare dată, primarul Marinela Dumitrele și-a arătat afecțiunea și aprecierea pe care o are față de cei mai mici dintre locuitorii comunității. Astfel a organizat un concurs de ciclism unde au fost premiați toți participanții. În premieră, Marinela Dumitrele, primarul comunei Obârșa de Câmp, a organizat un concurs de ciclism pentru copiii de toate vârstele. Această activitate a fost organizată de 1 iunie pentru a celebra copilăria, bucuria și sănătatea. Marinela Dumitrele, primarul comunei Obârșa de Câmp, a arătat de fiecare dată cât de importanți sunt pentru aceasta toți copiii din zonă. Micuții au mereu parte de activități interactive pentru care sunt premiați. Să înțeleg că tu ai câștigat cursa. Da. Cum a fost? Frumoasă. A fost greu? Nu. Ați participat și ați și câștigat. Sunteți 10, sunteți. Ai primit o carte. Copiii s-au aliniat la start și au avut de parcurs un traseu în funcție de categoria de vârstă. A fost multă voie bună, dar și competitori pe măsură, căci copiii au luat în serios concursul și au dat din ei tot ce au avut mai bun. Părinții prezenți au încurajat pe cei mici și au scandat ca în marile tribune. Marinela Dumitrele, primarul comunei Obârșa de Câmp, a arătat prin faptele sale că se poate face administrație în folosul cetățenilor. Aceasta este întotdeauna atentă la nevoile locuitorilor din zonă, dar și la bunăstarea lor, în special pentru copiii care reprezintă viitorul. Astfel de activități sunt o adevărată bucurie pentru micuți. Copiii sunt unica putere care ne împinge să mergem mai departe, iar astăzi de ziua lor ne-am adunat pentru a-i sărbători și pentru a-i răsplăti pentru momentele fericite pe care ni le oferă în fiecare zi. Deși îi sărbătorim de ani de zile, anul acesta am vrut să fie mai special și am dat naștere unui concurs de ciclism intitulat Drumul Boierului Preșa, la care toată lumea prezentă a fost premiată. Copiii au fost foarte entuziasmați de acest eveniment, fiind în premieră în comuna noastră și sper că toți s-au bucurat. Cei mici au avut parte de o atmosferă plină de magie, susținută și de condițiile meteo, cu muzică, competiții, adrenalină, surprize din partea primarului Marinela Dumitrele și totodată multă, multă voie bună. De 1 iunie, să ne spui la ce competiție participi? La un concurs de biciclete. Place să mergi cu bicicleta? Da. De 1 iunie particip la competiția de concursuri cu biciclete. Particip la un concurs de biciclete și aș vrea să câștig trofeul. La ce competiție particip tu astăzi? Un concurs de biciclete. De 1 iunie, pe ziua copilului. Și este bine că din când în când ne mai fac și noi aici concursuri. Câștigătorii, dar și toți ceilalți participanți au primit diplome, medalii, cupe și plăsuțe cu daruri. Care pentru voi și pentru noi. Și oricum astăzi toată lumea câștigă, dar ca să ne diferențiem, a trebuit să avem locul 3, 2 și 1. Și ca urmare, locul 3, astăzi la concursul de ciclism, l-a câștigat Crucierul Alexandru. Bravo! Bravo, mamă! 2! Dumitru Cosmin Ionuț! Mitu Antoniu Ionuț!
Stai puțin, hai să-l dai să-l dai. La activitate a fost prezent și directorul școlii gimnaziale din Obârșia de Câmp, funierul Nicușor Marcel, care alături de primarul Marinela Dumitrele se implică în diversele activități organizate în localitate. În primul rând vreau să le urez cu ocazia zilei de 1 iunie la mulți ani tuturor copiilor. Au fost desfășurate diferite activități. Primăria a fost ca de obicei alături de noi cu diferite surprize. Copiii au fost foarte încântați și sperăm pe viitor la cât mai multe activități. Concursul de ciclism a fost un eveniment mult așteptat atât de cei mici cât și de cei mari. 1 iunie este o zi specială în care primarul comunei Obârșia de Câmp, Marinela Dumitrele, a încercat să organizeze o activitate care să rămână în sufletul și amintirea tuturor copiilor.